Știința evoluează așa de repede și aduce așa de mari variații în posibilitățile vieții acolo unde ea se dezvoltă, că nu mai e posibil să mai stai de vorbă, de exemplu, cu o țară actualmente dezvoltată tare, dacă tu nu te ții la nivelul științific respectiv. Descoperirea energiei nucleare a fost o realizare epocală a cunoașterii umane. Totul începe cu marile descoperiri din fizică de la începutul secolului al XX-lea. A urmat apoi fabricarea bombei atomice, pe măsură ce se investeau fonduri imense în programele de cercetare militare. Pentru că avansul științific în obținerea energiei nucleare, privită mai întâi ca o armă și sursă de putere în relațiile internaționale, devenea o miză tot mai importantă. În episodul de astăzi vom afla ce rol a jucat domeniul nuclear în economia războiului rece, și ce moștenire ne-au lăsat părinții programului nuclear din România comunistă. Avem o bază creată cu ajutorul căreia pornim la sarcinile noi care au apărut în planul nuclear național de a introduce în energetica țării energia nucleară. Energia nucleară sau atomică produsă astăzi este energia eliberată în procesele care afectează nucleul atomului, în cadrul unor reacții specifice, așa numită fisiune nucleară, care constă în scindarea nucleelor de uraniu și plutoniu. Cercetarea în acest domeniu a mobilizat cele mai mari eforturi financiare, iar cei care au câștigat cursa în fața germanilor și sovieticilor au fost americanii. Aceștia au dezvoltat cu britanicii și canadienii, în vremea celui de-al doilea război mondial, proiectul Manhattan, sub controlul Corpului de Geniu al Armatei Statelor Unite, prin care în 1942 s-a fabricat prima armă nucleară, bomba atomică. După doar o explozie test, în 1945, americanii au lansat din aer o bombă cu uraniu îmbogățit la Hiroshima, în 6 august, iar 3 zile mai târziu, una cu plutoniu, la Nagasaki. Efectele au fost devastatoare. Explozia bombei nucleare a fost de 2000 de ori mai puternică decât orice se văzuse până atunci. Zeci de mii de oameni au fost pur și simplu pulverizați de suflul exploziei și multe alte zeci de mii au murit ulterior din cauza radiațiilor emanate. La scurtă vreme, Japonia a capitulat, încheindu-se astfel cel de-al doilea război mondial, prin victoria totală a aliaților occidentali asupra puterilor axei Roma-Tokyo-Berlin. Iar omenirea a intrat brutal într-o nouă eră, devenind conștientă că descoperise ceva ce o poate duce la autodistrugere, energia nucleară, dar, în același timp, și o puternică resursă de dezvoltare. Descoperirea energiei atomice nu înseamnă doar bomba de la Hiroshima și cursa în armărilor. Într-adevăr, înseamnă și o sursă care, la vremea aceea, vorbim de anii 60, 50, 60, 70, este o sursă enormă pentru că îți dă independență energetică. Și calculele spun că undeva de la 20-40% o țară care are asemenea resurse poate să aibă resurse proprii de energie, ceea ce este extraordinar. În domeniul cercetării de vârf de la acea vreme, România avea un specialist de talie mondială, Horia Hulubei, membru al Academiei de Științe franceze, rector al Universității din București și fondatorul Institutului de Fizică Nucleară de la Măgurele. Pentru a înțelege cum a reușit România să intre în această zonă de cercetare științifică de top, exclusivistă, rezervată marilor puteri, trebuie să analizăm mai întâi contextul în care românul Horia Hulubei se afirmă în plan internațional. Horia Hulubei s-a născut la 15 noiembrie 1896 la Iași, într-o familie de țărani, și învață tâmplăria pe care o considera nimic altceva decât fizică experimentală. În 1916 se înscrie la Universitatea din Iași, la Facultatea de Științe, secția fizică și chimie. Dar România intră în primul război mondial și este nevoit să întrerupă studiile.
este mobilizat cu gradul de sublocotenent și apoi trimis pe front ca infanterist la luptele de la Nămoloasa și Mărășești din vara lui 1917. În vizită la Iași, trecând pe la liceul internat și citind panourile cu absolvenții șef de promoție, generalul Berthelot, șeful misiunii militare franceze în România, are inițiativa trimiterii în Franța a unui grup de tineri români pentru a fi instruiți ca piloți ai aviației militare. Horia Hlubei face parte din acest grup. Așa ajunge să lupte ca pilot pe un avion de vânătoare al forțelor aeriene franceze, pe frontul de vest. Este grav rănit, dar după 8 luni de spitalizare își reia zborurile pe avioanele de luptă. Pentru meritele sale militare, Franța îi decernează Ordinul Legiunea de Onoare. La sfârșitul războiului, Hlubei se întoarce în România și se angajează funcționar în Ministerul Comunicațiilor. Se ocupă de organizarea aviației civile, cu deschiderea primei linii aeriene românești Constantinopol-București-Budapesta și a unor curse interne. Își reia studiile la Facultatea de Științe din Iași, iar în 1926 obține licența în fizică și chimie cu magna cum laude. Pasionat de fizică, domeniu care se dezvolta exploziv în acea perioadă prin descoperiri fundamentale, epocale, pleacă în Franța la Sorbona, ca bursier al statului francez. Lucrează în laboratorul profesorului Jean Perrin, proaspăt laureat al Premiului Nobel pentru fizică. În 1933, Horia Hlubei își susține doctoratul în domeniul efectului Compton multiplu. Noutatea de metodă adusă de român în teza sa de doctorat constă în construirea, în colaborare cu cercetătoarea Yvette Cauchoa, a unui spectrograf de raze X cu cristal curb, care crește gradul de precizie al măsurătorilor de 100 de ori. Comisia de examinare a tezei sale este prezidată de Marie Curie, dublă laureată a Premiului Nobel pentru fizică în 1903 și pentru chimie în 1911. Hlubei intră astfel în anturajul unor personalități remarcabile ale vremii. Aș începe cu profesorul meu, Petre Bogdan, la care mi-au început cercetările mele la Universitatea din Iași. Cu profesorul Jean Perrin, era Marie Curie, de exemplu, care a fost și președinta tezei mele din doctorat. Era Joliot Curie, era Irene Curie, nevastă sa, era De Broglie, secretarul general al Academiei și el premiul Nobel, cel care a descoperit unda asociată. He had become the director of research at Jean Perrin's laboratory for physical chemistry. Jean Perrin was the grand old man of French science, a Nobel laureate. In fact, he won his Nobel laureate the year before Hlubei became his graduate student working on his doctorate. And Hlubei was the only non-Frenchman ever to reach that state in France. That was a position, it was the highest position in French scientific research that you could achieve. Horia Hlubei se întoarce definitiv în România în 1939 și va pune bazele cercetării în fizică, devenind părintele fizicii nucleare românești. Și până la moartea sa, 22 noiembrie 1972, va acționa conform crezului său că unul dintre cei mai importanți factori de formare economică a unei țări este cercetarea științifică pură. Și ar fi o fericire să se înțeleagă temeinic acest lucru, spunea marele profesor încă din anii 30. Momentul nașterii fizicii nucleare românești a fost unul magic, aproape inexplicabil pentru o țară ruinată de război, de tip colonie, ce nu își putea permite un asemenea lux specific marilor puteri. Și totuși, imposibilul se produce. Cum anume, vom vedea împreună. În 1938, regele Carol al II-lea își impune dictatura, suspendă activitatea partidelor politice și alege să promoveze figuri noi ce se bucurau de notorietate în știință sau cultură. Astfel, Horia Hlubei devine unul dintre parlamentarii construcțiilor politice ale lui Carol, Frontul Renașterii Naționale și Partidul Națiunii. Apoi, după rebeliunea legionară, mareșalul Antonescu caută să numească la Universitatea București un rector cu prestigiu internațional, care să nu fi fost legionar. Iar Hlubei se potrivea perfect pentru această poziție, astfel că în 1940 se mută la Universitatea din București, profesor la Catedra de Structura Materiei și ocupă poziția de rector. De 2 ani, românul Hlubei era și directorul Centrului Național pentru Cercetare Științifică din Paris, funcție pe care o va avea până în 1947.
Între 1941 și 1943, rectorul Horia Hulubei, posesor al unui pașaport diplomatic, călătorește frecvent în marile capitale europene, unde, pe lângă contactele științifice, îndeplinește și misiuni diplomatice pentru sondarea posibilității ieșirii României din război. Politician, diplomat și agent de influență, profesorul Hulubei are un rol decisiv în apropierea de Franța, prin relațiile sale extrem de importante, primind, cel mai probabil, așa după cum reiese din documentele securității, misiunea de a sonda posibilitatea formării unui bloc politic latin, alcătuit din Italia, Franța, Spania și Portugalia, care să poată echilibra, după război, dorința de hegemonie totală a Reichului. Pentru că în acele zile se credea că Germania lui Hitler va câștiga războiul. Dar în cele din urmă, rezultatul avea să fie altul. Germania nazistă capitulează necondiționat la 8 mai 1945, dar luptele continuau în Asia și Pacific, acolo unde Imperiul japonez dorea să-și impună dominația. Prin declarația de la Potsdam de la sfârșitul lunii iulie, aliații cer imperativ Japoniei să capituleze necondiționat, alternativa fiind distrugerea imediată și totală. Dar se lovesc de un refuz, iar forțele aeriene ale Statelor Unite detonează bombele atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki, forțând capitularea Japoniei și determinând astfel victoria totală a aliaților. After the end of the Second World War, the Soviets were desperate to pull together as much expertise as they could lay their hands on from the occupied areas of Europe to build a Soviet bomb. The United States had one. And they just exploded one, and now the Soviets saw themselves as the next target, partially, and partially in the competition, both a scientific and a military competition with the U.S. Any of the German chemists and physicists who had been involved in this project, and even some who were only tangential to it, were invited to volunteer to go to the Soviet Union, sometimes for a decade, to work on the projects. In Romania, there were a variety of physicists and chemists who had an international reputation because they'd been working in the area of the structure of matter and atomic and nuclear physics, atomic physics at the time especially. And Horia Hulubei is one of these cases. Well, he was a perfect case for this because he was already famous. He was possibly the most renowned X-ray spectrographer in the world, Europe and America. Everyone knew who he was. În aprilie 1945, la scurt timp după ce a susținut o prelegere despre reactoarele nucleare, provocările și pericolele asociate unei explozii, Hulubei este arestat de NKVD, Securitatea de Stat Sovietică, și forțat să colaboreze la proiectul bombei atomice. They arrested him for contacts with French intelligence, espionage. And since 1936, he had been the director of research and working in Jean Prin's laboratory, but spending half of his time every year, 6 months in Romania and 6 months in Paris. And this was by common accord of the French and the Romanian governments. And he was given a choice, a stark choice, either imprisonment for treason, which was a capital offense, or join us in the Soviet Union for a while for a nice holiday. And so from 1945 till sometime in 1947, he worked on the Soviet nuclear bomb. And this is something that he later told a British colleague, which is why we know about this. He was forbidden by the Soviets to tell even the Romanian security, secret police, the Securitate. So the only report we have of this is Hulubei himself in a discussion with a British colleague later on, where he said that this was the one part of his career he deeply regretted was his involvement in the Soviet bomb project. Pentru NKVD, intențiile lui Hulubei erau problematice. El dorea să creeze o rețea de cercetare în fizică atomică și nucleară finanțată de statul român pe modelul Centrului Național de Cercetare Științifică din Franța, pentru obiective științifice ambițioase, în special pentru dezvoltarea energiei nucleare. Tocmai de aceea înființase cursuri, departamente și laboratoare de fizică și chimie la universitățile din Iași, Cluj și București, în cooperare cu Academia Română, demersuri care amenințau controlul exercitat de Moscova. Everyone recognizes this fellow now. He had an international reputation. He had just reconstructed the university on a non-ideological basis. And now the Soviets came and they arrested him. And the arrest was performed in quite an interesting way, because in June of 1948, they reorganized the Romanian Academy of Sciences, excluding Hulubei and a whole lot of other people who weren't ideologically committed to the communist cause. And then shortly thereafter, they arrested him for collaboration with Antonescu, an undue influence from the West. Ca să-l forțeze să colaboreze, sovieticii exploatează faptul că Hulubei a fost rector al Universității din București la cererea mareșalului Ion Antonescu în perioada 1941-1945. Iar la instrucțiunile Anei Paucăr, ministrul de externe,
În iunie 1948, Hulubei este arestat pentru a patra oară. As soon as this occurred, there was a huge scandal when Frédéric Joliot-Curie from France mobilized the entire French scientific community and the foreign ministry to intervene in Hulubei's favor. So that was, as that was coming down, and there was a huge scandal within Moscow because Joliot-Curie was the head of the largest and most important Soviet front organization and had direct access to Stalin. În fața unei asemenea intervenții pentru fizicianul Hulubei, Gheorghe Gheorghiu Dej reacționează imediat și îl eliberează. Mai mult, acceptă o discuție cu acesta, de care Hulubei se folosește ca să-i prezinte intenția de a înființa în România un institut de cercetare în domeniul fizicii atomice. Hulubei was an interesting character. He wasn't an, you noticed right away that he was an open character, he had good humor. He didn't have an axe to grind. He was trying to use science to advance the betterment of his own society, his own country. He was dedicated to that. So he's a great patriot in a non-political mode. He would work with any regime, no matter how partisan the battles were, that was dedicated to improving the lot of the Romanians. And at that point, Gheorghe Dej, who was very fed up with the Soviets, so Gheorghe Dej was very much in a mindset to receive what Hulubei was saying, and he dedicated himself to the project. Something amazing occurred. From the point of being arrested, possibly killed because of his past relations, it turned around that within a couple of months, a couple of weeks perhaps, by September 1st, 1948, the Institute of Physics was founded and Hulubei was named its head by Gheorghe Dej. Institutul Academiei Române, condus de Horia Hulubei, devine 3 ani mai târziu Institutul de Fizică Atomică și va avea un aport major la politica de industrializare impusă de puterea comunistă. Încă de la început, serviciile de informații americane l-au considerat ca fiind, de fapt, un institut de cercetare nuclear. It's formed as the Institute of Physics, which is interesting in and of itself, because 80%, more than 85% of its personnel were people working on issues related to atomic and nuclear physics. So it was clearly with that sort of bent, but they couldn't be named that. And there was a particular reason for this. After the war, the Soviets were very concerned that none of the military capacity that Germany or any of its allies had during the war could be reconstituted. But financing was really tight, even for the government. So it wasn't really possible to provide them with lots of hard currency to procure these sources or to procure a whole lot of equipment. So the Romanians had to build their own and start from scratch. Aici nu se poate face nici cu Heirup. Nu se poate face nici cu ideologie și nici cu ordine. Aici, dacă ai oamenii care să înțeleagă lucrurile, atunci ai șansă să poți să treci la o etapă pe care putem să o numim de implementare. Evident, este nevoie de fizicieni foarte buni. România a beneficiat de un astfel de om care să înțeleagă cum anume traduce lucrurile din societățile avansate la nivelul de cunoaștere necesar pentru a împinge lucrurile înainte în cazul României. In December 1953, President Dwight D. Eisenhower announced a new Atoms for Peace program. And under this program, the United States stated its willingness to provide partners to subsidize the sale of nuclear research reactors to partners. In fact, the US was covering half of the price. And not only that, but also provide training for countries that wanted to be partners of the United States and to provide full libraries. Now, this is huge because within a month of that announcement in December 1953, 24 countries had signed up. By the end of the 1954, or the beginning of 1955, there was 48 countries signed up. This put enormous pressure on the Soviet Union. So the Soviets were put in a position of having to respond to it. And they did in 1954, they announced that they would be supporting the East European countries, and they announced at the time only East Germany, Romania, Poland, and Czechoslovakia was one of the first group. And later on they added Hungary and Bulgaria, and they would help them because all those countries had something that the Soviets, or they thought they had something the Soviets wanted, which was uranium. Primele mine de uraniu din România au fost deschise în 1952 în Apuseni și apoi în Banat și Maramureș. În inima munților lucra un adevărat lagăre de muncă deținuți politic sau membri ai unor detașamente de muncă forțată. Zăcămintele au fost strict controlate de Moscova prin societatea româno-sovietică Sovrom Cuarțit, iar minereul extras era trimis în URSS sub pază armată.
Prin crearea societăților mixte, numite sovromuri, Uniunea Sovietică și-a asigurat practic un monopol aproape complet asupra economiei românești, așa după cum nota un raport al spionajului american din 1953. Uraniul românesc era extrem de important pentru fabricarea bombei nucleare sovietice. In 1954, the Romanian 16 out of the 18 sovrums that were in Romania were closed down. And in 1957, the last ones, which included uranium, the last two, uranium petroleum, were finally shut down. But they weren't, the Romanians still didn't have any control over the natural uranium because they still had to sign off a new agreement saying that for the next 20 years, the Soviets would get all of the uranium ore produced in Romania. 20 years. So the Romanians were quite free by the early 60s in their discussions with the Chinese about how much the Soviets had taken out of their uranium, something like 18 million tons at the time, metric tons. How they were trying to get it back and how they were determined to get it back, one way or another. Industrializarea și desprinderea politică de Moscova, inițiată de Gheorghe Gheorghiu Dej și continuată de Nicolae Ceaușescu, erau imposibile în lipsa unei autonomii energetice. Astfel că în mai 1969, după ani buni de tatonări externe, se aprobă programul nuclear național, elaborat sub conducerea lui Horia Hulubei, pentru construirea până în 1980 a unor centrale nucleare electrice. Coordonator al programului a fost numit Ioan Ursu, fizician cu studii postdoctorale la Universitatea din Princeton, Statele Unite. Ioan Ursu i-a urmat profesorului Hulubei la conducerea Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară. Este pentru prima oară când cercetătorii și muncitorii institutului nostru au posibilitate să vadă cu ochii proprii în documentele care vor urma să fie dezbătute și aprobate la Congresul al 10-lea, primul program nuclear național din țara noastră, unde partea cea mai importantă a cercetărilor îi revine Institutului de Fizică Atomică. Avansul obținut în cercetare prin eforturi proprii sau spionaj a dat multor țări posibilitatea fabricării clandestine a armelor nucleare. Și chiar dacă în 1957 România s-a numărat printre statele fondatoare ale Agenției Internaționale ONU pentru Energia Atomică și se conformase tuturor controalelor, în anii 80 circula teoria că regimul Ceaușescu fabricase arma atomică pentru a face față unor agresiuni externe. Zvonul fusese lansat de Pacepa, unul dintre cei care în tinerețe fusese trimis de securitate să-l secondeze pe Horia Hulubei la conferințe științifice internaționale. Dar documentele din arhiva Comitetului Central al Partidului Comunist Român nu confirmă asemenea intenții. Nicolae Ceaușescu milita consecvent pentru utilizarea energiei atomice în scopuri pașnice, iar Bucureștiul a sprijinit activ eforturile de elaborare a Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare, adoptat de Adunarea Generală a ONU în 1968 și ratificat în 1970. Marea întrebare pe care o au toți, a dezvoltat România un program și pentru arme nucleare, iarăși un subiect despre care nu putem spune mare lucru, pentru că a fost, dacă a fost, a fost atât de secret că nu l-a știut nimeni. Nici măcar autoritățile de stat, arhivele statului nu conțin documente clare în acel sens. Am avut ambiția de a dezvolta armă nucleară? Am avut armă nucleară? Părerea mea e că așa ceva este o absurditate. Dacă dezvoltai arma nucleară, să faci ce cu ea? Să amenințăm pe cineva, pe cine? URSS-ul? Statele Unite? Bulgaria? Pe cine să amenințăm? Nici n-aveam cum și nici unde să facem. N-aveam, ca să faci bomba, îți trebuie componentele principale. Și n-avea de unde să le avem și nici n-aveam tehnologia să separăm. Să zicem că aveai din combustibil, din reactoare de cercetare, să scoți de acolo. Îți trebuia casete de uraniu, casete folosite în reactor ca să-i extragi de acolo. Păi, de cel puțin o dată pe an, să verifica casetă cu casetă, cu serie, dacă există, dacă s-a umblat. Nu, caseta e una, dar înăuntru sunt fascicolele, sunt, așa zise, tuburile de combustibil. In 1953, after Eisenhower announced the
Atoms for Peace program and all this great largesse to support anyone who was interested to build a peaceful world based on science, sharing the technology rather than competing. Yeah, exactly, than monopolizing it. The Soviets did announce something similar, and they said that with Eastern Europe, we're going to provide these East European countries, they have to buy it though, it wasn't free, with research reactors. And the first one to get it in Eastern Europe, in the Soviet bloc, was Romania. But they made the same agreements elsewhere. They also made an agreement in Romania, it might have only been verbal, we haven't seen a document about it, to provide nuclear power plants, which is what all these countries really, really wanted. They wanted the research, and you needed the research reactors because you had to train people how to handle this equipment. And this wasn't something you could train somebody in over a week-long program. You had to work on this for months in order to make sure that you could handle it, because especially then, the technology was very dangerous. În 1957 am avut primul reactor de cercetare nuclear. Eram cam a șasea țară din lume în momentul ăla, după marile puteri, chiar înaintea Chinei. Aici ne aflăm în sala de comandă a reactorului nuclear de cercetare tip VVRS, reactor nuclear de cercetare, care, datorită profesorului Horea Hulubei, s-a achiziționat din Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice și în 1955, proiect, tehnologie sovietică, pus în funcțiune în iulie 1957. În același timp cu construcția pe sol arabil, pe teren arabil, s-a construit și ciclotronul. Deci vedeți două instalații, o instalație nucleară, o instalație radiologică, toate fiind gândite ca dezvoltări ulterioare de către profesorul Horea Hulubei. S-a pus în funcțiune în 1970 și tandemul Van der Graaf, dar și un alt reactor, de data aceasta de proveniență americană, Triga, e reactor pentru testarea materialelor care urmau să fie folosite în centralele nucleare-electrice, dar și pentru a testa combustibilul nuclear, fascicurile de combustibil nuclear produse în țară, lângă reactorul Triga. Tot așa, iată, ca și concepție largă, școala de aici, cercetătorii de aici au fost folosiți toată la Pitești și ulterior în centralele nucleare-electrice puse în funcțiune la Cernavodă. În 68, o delegație de 3 persoane, vorbesc de profesorul Hulubei, Ionel Purica, profesorul Purica și Marius Pătrașcu, au plecat în Statele Unite cu un motiv și un pretext. Motivul era să vorbească cu Glenn Seaborg, premiul Nobel atunci, președintele lui US Atomic Energy Commission, care acum se cheamă Department of Energy, aprobarea de către Congresul American a transferului de tehnologie canadiană către o țară care atunci era în pactul de la Varșovia. Pretextul era o conferință a lui American Nuclear Society la hotelul Waldorf Astoria. Faptul că am raportat la începuturi o unitate VVR-440 rusească, pe care n-am făcut-o niciodată, se datora și faptului că rușii trebuiau să dea combustibilul pentru asemenea centrală, deci depindeai de alții. Sunt două dezavantaje ale tehnologiei sovietice. Tehnologia sovietică nu avea, la vremea respectivă cel puțin, asta nu înseamnă că Uniunea Sovietică nu era avansată, dar nu avea la vremea respectivă criteriile de siguranță pe care le aveau proiectele occidentale. Problema este că teoria fiabilității dezvoltată în Occident avea cu totul altă structură și alte baze decât teoria fiabilității dezvoltate în sistemul sovietic, începând de la partea industrială, nu știu, producție de cutii de tablă și terminând cu partea nucleară. Deci, era mai sigur pentru România? Era mai sigur pentru România, în primul rând, să achiziționeze un sistem în care partea de siguranță era mai controlabilă decât într-un alt proiect. Decizia în favoarea tehnologiei CANDU nu a fost doar o opțiune politică între Est și Vest, ci un calcul pragmatic, baza unei dezvoltări multidirecționale. Așa am ajuns să deținem centrale nucleare ce funcționează cu apă grea și combustibil produse în țară. Dețineam și deținem minereuri de uraniu, s-a creat infrastructura de la minerit să prelucreze uraniu
avem așa ceva în țară, la Feldioara. Prelucrat de la Feldioara se transporta, deci nu departe, la Mioveni, la Colibaș, deci lângă Pitești, unde e fabrica de combustibil nuclear și acum e în funcțiune. Lângă fabrica de combustibil, acolo se punea în aliaje de zirconiu, se făceau tuburile pentru combustibil. Apa grea. Horia Hulubei și cu academicieni, cercetători români, împreună cu academicianul Peculea, au pus la punct un pilot la Institutul de Cercetări și Săpărări Izotopice de la Râmnicu Vâlcea pentru producere de apă grea. S-a dovedit a fi de o calitate foarte bună, comparabilă cu apa grea din Canada. Deci, combustibil aveam, fabrică de apă grea, ulterior s-a dezvoltat la Drobeta Turnul Severin și s-a mers în continuare, s-a mers pe această filieră canadiană din vest, ceea ce s-a dovedit foarte bine, a fi o soluție bună. Rusia nu a făcut niciodată transferul de tehnologie. A vândut produse, dar nu a făcut transferuri. Ori asta se aplică și în relația cu aliații săi comuniști în timpul războiului rece, pe toate palierele tehnologice, inclusiv în chestiunea energiei nucleare. Existau tatonări în anii 60, exista promisiunea unei centrale atomoelectrice undeva în zona Oltului. Nu s-a concretizat. Din cauza asta, mai cu seamă în vremea lui Nicolae Ceaușescu, el încearcă obținerea tehnologiei de la americani, încearcă să își prezinte rolul de mediator din Vietnam, de care americanii aveau foarte mare nevoie, drept un quid pro quo. Uitați, noi vă ajutăm în Vietnam, ajutați-ne și pe noi cu tehnologia asta foarte importantă, că noi vrem să o folosim doar pentru scopuri pașnice. Nixon discută cu agenția americană, mă rog, cu responsabil respectiv, și facilitează un transfer, dar doar pentru o anumită unitate care producea combustibil nuclear. Discuția despre apa grea este lăsată în suspans. Până la urmă, probabil cu facilitarea din partea Washingtonului, România obține tehnologia cu deuterium uraniu, canadiano-vest-germană-franceză, care contribuie la crearea centralei atomoelectrice de la Cernavodă, cele două reactoare, și asta e singurul lucru concret pe care îl avem vis-a-vis de această așa zis mare epopee nucleară a României. Trebuia să facem două unități în anul 70-72 de 300 de megawatts, CANDU, care acum sunt, de fapt, unitățile maxime din reactoarele mici modulare, cam 300 de megawatts. Inundațiile din 70 și 72 au amânat programul. India și-a explodat prima bombă nucleară în 73. Americanii au venit cu neproliferarea energiei atomice și s-a reluat la noi abia în 77 cu deja 4 unități. A cincea a venit mai târziu, vedeți, la Cernavodă sunt 5 anvelope, de 660 de MW, 700 acum. Practic, programul nuclear românesc a fost întârziat cu cel puțin 12 ani, iar criza de energie din România din anii 80 s-a accentuat pe fondul efortului de rambursare a datoriei externe decisă de Ceaușescu și, ulterior, decăderea regimului și de gringolada politică post-decembristă. Centrala nucleară-electrică de la Cernavodă a fost pusă în funcțiune cu mari eforturi, abia în 1996, iar al doilea reactor după alți 11 ani. Reactorul nuclear de cercetare 40 de ani a funcționat fără incidente și s-au produs aici radioizotopi pentru industrie, industria fiind în creștere continuă, în diferite, pentru grosimetrie, de exemplu, în siderurgie, pentru nivelmetrie în industria chimică, să vadă nivelul diferitorul lichide care n-ave cum altfel decât prin tehnici nucleare, sau partea de defectoscopie nedestructivă, construcția de poduri și alte structuri metalice, țevi de transport, gaze și așa mai departe. Dar și pentru medicină.
Eu degeaba fac o invenție dacă nu sunt în stare să creez segmentul de piață ca să pot să exploatez din punct de vedere economic invenția. Un stat mic ca România, din cauza URSS-ului, din cauza acestei logici, de fapt, a conceptului de piață, nu are cum să exploateze așa ceva. Atunci ce putea face România? Doar să dezvolte tehnologie în favoarea unui jucător mare? Exact. Și să tragă din ea avantajele locale pe care le putea trage. Exact cum a și făcut. Cernavodă e un exemplu. Să recapitulăm. Horia Hulubei este o figură proeminentă a secolului al XX-lea, căreia îi datorăm astăzi o fizică nucleară consacrată internațional, cu domenii de lucru de anvergură și rezultate de referință. A reușit dotarea grupului nuclear IFA bazat pe un ciclotron și un reactor nuclear de cercetare sovietic, iar apoi crearea platformei de fizică nucleară de la Măgurele, care va face complet funcțional cel mai puternic laser din lume. Aici, în România, o fostă țară comunistă. O să vină vremea, o să fie și istorie și așa mai departe, care o să analizeze timpurile alea, pentru că nici nu poți să faci o tabulă rasă. Nu poți, pentru că altfel nu poți să explici cum de am făcut și atâta, puțin cât am făcut, puțin în raport cu țările occidentale, nu se explică. Poporul ăsta n-a dormit 50 de ani de zile și s-a trezit dintr-o dată în 89. Sunt multe lucruri care au fost de acuzat, dar eu cred că este indiscutabil faptul că au existat oameni care, indiferent de circumstanțele de natură politică, au știut să creeze pentru România o perspectivă extrem de importantă, în particular pe tema energiei nucleare. Și asta a permis, practic, după aceea, formularea unei politici, care, evident, este coordonată și direcționată de către factorul de decizie politică. Eu trebuie să vă spun că nici înainte nu era corectitudine, nu? Da, nu puteai să vorbești de o meritocrație, nu știu ce. Tot de da? Partid, știți, relații și nu? Era precum românul. Eu aveam obiceiul să spun că pentru țările românești a fost bine că au fost trei imperii. Pentru că dacă era un singur imperiu, ăla te înghițea. Cu totul. Cu totul. Dacă erau două imperii, ăia te împărțeau. Însă, dar când a apărut și al treilea imperiu, românul a avut posibilitatea să se strecoare printre picăturile de ploaie ale istoriei. Așa s-au strecurat și o bună parte de oameni școliți. E clar că acest tip de proiect nu putea fi făcut cu cei din Partidul Comunist. Nici cu aparagicii, nici cu Ceaușescu, nici cu cine mai era pe acolo. Până urmare, Partidul Comunist a avut tot interesul să conserve un segment de oameni capabili să dezvolte domeniul energiei nucleare, începând de la partea curriculară și terminând cu partea de fizică tehnologică și de implementare efectivă, industrială, însă ca în toate situațiile în care România a excelat din punct de vedere al unei inovări, România nu era capabilă la vremea respectivă să creeze și o piață. Centrala nucleară, în mare parte, evident, nu vorbim de unitățile principale, calandria, reactor și așa mai departe, dar componente din reactorul nuclear foarte importante, se chemau fittinguri terminale, elementele de capăt, sunt construite la noi. Mai mult decât industria, contează oamenii care lucrează. Și în Politehnică s-a început de prin 66-67 o linie de pregătire la Facultatea de Energetică pe domeniul nuclear, pe centrale nucleare electrice. Fabrica de echipamente nucleare a rămas, tehnologia e foarte avansată acolo, se cheamă Walter Tostu acum și fac chiar schimbătoare de căldură pentru reactorul de fuziune care se montează în Franța. Deci, practic, noi suntem în continuare în cursa aceasta tehnologică pentru energie nucleară? Se păstrează și se dezvoltă măcar capabilitatea asta a industriei noastre. Nu este posibil, în opinia mea cel puțin,
Să creezi ca în cazul României o industrie nucleară doar cu cercetători, doar cu profesori, doar cu ingineri și doar cu politicieni, fie ei și din Partidul Comunist. Îți mai trebuie oamenii de acțiune pe probleme foarte concrete. Cine anume este capabil să se ducă să negocieze? Asta, atenție, este o acțiune acoperită în momentul în care se desfășoară. Asta înseamnă un sistem. Să știți că acum sisteme de inteligență au toți. Și doi la mână, nu rezultă că trebuie să ai un stat ca să ai un sistem de inteligență. Nu poate cineva să spună că n-a practicat niciodată minciuna. Nu poate să spună nimeni că n-a practicat minciuna cu un scop ca să obțină cutare lucru. Dacă vă uitați în lumea politică, totdeauna când cineva blochează proiectul unui concurent, îl blochează pentru că deja știe ce consecințe are respectivul proiect. Păi cum a obținut informația? Pe lângă facilitățile de producție pentru apă grea și combustibil nuclear, în cadrul programului nuclear național au fost construite și alte mari unități industriale. Dar după 1990, majoritatea acestor capacități de producție s-au închis, în contradicție cu planurile făcute de comuniști, pentru care era prioritară asigurarea energiei mai multă și mai ieftină. O nevoie de mare actualitate și astăzi, după 33 de ani de democrație și economie de piață. La energie, planul de investiții era pe 20 de ani. Era o comisie de prognoză, doamnă, nimic nu se poate face întâmplător. Bați din palme și de unde e energie? N-ați văzut acum când am avut necazurile astea? S-au simțit în factura de plată. Pentru că sistemul energetic n-a mai fost în stare să țină consumul și atunci s-a recurs la import. Toți ăștia care au făcut exportul de energie în România au simțit că noi n-avem, au plusat la preț. Omul, decât să te oprești și să n-ai de toate, ai dat. Și frații urlă în Parlament că piața a crescut prețul la energie. Păi nu acum. Vezi cauzele de ce a crescut prețul și ia măsuri. Indiferent că ești galben sau albastru sau ce culoare politică ai. Astăzi în lume funcționează circa 450 de unități nucleare și alte câteva zeci sunt în construcție. În cazul Uniunii Europene, chiar dacă aproape o treime din producția de energie electrică provine din nuclear, din cauza riscului de contaminare cu material radioactiv, prin scurgere accidentale sau depozitare inadecvată a deșeurilor, subiectul e unul controversat. Dar criza energetică resimțită acut de europeni în 2022 a făcut ca energia nucleară să revină în atenție cu și mai mare relevanță. Pentru europeni, problema asigurării consumului de energie devine tot mai stringentă în plină criză a prețurilor. Este consecința războiului energetic declanșat de Federația Rusă împotriva unei Europe ce devenise tot mai dependentă de gazul și petrolul rusesc, în ciuda avertismentelor repetate din partea americanilor. În momentul de față, lucrurile sunt repornite în domeniul nuclear. Toată lumea, nu mai vorbesc, rușii, chinezii fac la centrale nucleare, indienii la fel. Europa începe, deja Franța, care are 75% energie electrică din reactoare nucleare, nu mai vorbesc de emisii, de nivelul de siguranță de acolo și tot, deja se gândește la încă vreo 10 reactoare nucleare. Statele Unite încep și ei, mai ales pe reactoare mici modulare de diverse proiectări. Deja nu scale-ul ăsta care îl facem și noi a fost complet aprobat de Nuclear Regulatory Commission, Comisia de Reglementări Nucleare din Statele Unite, lucru care îi dă o certificare foarte puternică, pentru că ei nu își permit să aprobe orice. România, în momentul de față, e una din țările care are competențe mari. De altfel, mulți din studenții de la nuclear acum lucrează până Canada, până Africa de Sud au fost unii, nu mai vorbesc de Emiratele Arabe Unite, unde au început să facă, și Arabia Saudită, care au început să facă centrale nucleare. Sunt români din domeniul nuclear în toată lumea, ca să zic așa, lucru care dovedește competența. Suntem una din țările care nu și-a întrerupt niciodată, a mai încetinit, a mai accelerat, dar niciodată întrerupt programul nuclear.
În România, cele două unități de la Cernavodă furnizează circa 17% din energia electrică la nivel național, iar statul și-a asumat să investească în energia nucleară pentru a acoperi până la 40% din consumul economiei și al populației. O finanțare de 8 miliarde de dolari de la Banca de Export-Import a Statelor Unite va fi alocată pentru retehnologizarea unui reactor și construirea altor două până în 2030. Investiția va fi realizată de un consorțiu de firme din Statele Unite, România, Canada și Franța, coordonat de o mare companie americană de inginerie care activează în peste 150 de țări. O echipă multinațională va construi unitățile de reactor 3 și 4, pentru care România avea un parteneriat cu chinezii la care renunță în favoarea americanilor. Dar, pentru viitorul imediat, reactoarele modulare de mici dimensiuni par să fie soluția. Am fost președinte al Agenției Nucleare, o perioadă când se căutau oameni de tehnică și în discuția la o conferință internațională a Agenției de la Viena cu omologul meu, ca să zic așa, din Department of Energy din Statele Unite, i-am spus că, dom'le, de ce nu puneți voi un reactor modular în România? La vremea aia, eu ziceam de veselu, pentru că aveam informații că americanii dezvoltaseră asemenea reactoare mici modulare încă din anii 60 și le-au pus și pe un vapor, de exemplu, pe care l-ancorau lângă un oraș și alimentau cu energie, ce fac și rușii acum în Siberia, pe platforme de-astea marine. Mă bucur că în momentul de față a treia generație din nuclear implementează și un reactor sau un grup de reactoare mici modulare, o centrală cu asemenea unități, s-a hotărât la Doicești. Cea mai mare centrală nucleară din Europa se află la Zaporojie, în Ucraina, țară aflată în război cu Federația Rusă, fapt ce amplifică riscurile de securitate nucleară pe continent. Și tot situația din Ucraina readuce astăzi în prim plan riscul declanșării unui război nuclear. Mai bine de 40 de ani pe durata războiului rece, americanii și rușii s-au amenințat reciproc cu arme nucleare. Și azi, cele mai mari puteri nucleare sunt tot Rusia și Statele Unite, care dețin împreună circa 90% din focoasele nucleare ale lumii. Dar armament nuclear au și alte puteri regionale, Marea Britanie, Franța, China și India, precum și Israel, Pakistan și Coreea de Nord. Războiul nuclear este un război de sumă zero. Lansezi o rachetă, adversarul lansează racheta. Mai ai o rachetă, dar supraviețuiești acelei a adversarului. Efectiv, nu are sens. Este un război ilogic. Pentru că nu are învingători și din cauza asta tratatele de neproliferare au venit pe fondul înțelegerii atât la Washington cât și la Moscova, mai puțin în ceilalți actori nucleari, China, India, acolo, Pakistan, acolo, nu s-a înțeles că nu există un învingător al unui asemenea război. Dar înțelegerea între, mai precis, între administrația Reagan și administrația, înspre administrația Gorbaciov, administrația sovietică, mă rog, conducerea sovietică, este că un astfel de război nu are niciun învingător niciodată. E bine să se adopte astfel de tratat și ele trec prin fazele, salt 1, stat 2, care acum sunt denunțate de către Rusia lui Putin, dar cu jumătate de gură. Cred că pentru conducerea politică comunistă de la București a devenit clar de la început că noi nu putem juca un astfel de joc. Odată cu destrămarea URSS în 1991, au apărut 4 state independente deținătoare de arme nucleare strategice: Belarus, Kazahstan, Ucraina și Federația Rusă. Cu excepția celei din urmă, celelalte 3 și-au îndepărtat toate focoasele nucleare în baza unor tratate de neproliferare. Dar pericolul acționării butonului nuclear nu a dispărut. De la mijlocul anilor 60, Statele Unite au staționat arme nucleare în Europa, în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Cifrele exacte sunt secrete. Focoasele nucleare depozitate în baze militare din 5 state membre NATO, Belgia, Germania, Italia, Olanda și Turcia, sunt doar o mică parte din arsenalul total al puterilor nucleare.
Invazia declanșată în Ucraina de Federația Rusă în 24 februarie 2022 a dus la izbucnirea celui mai mare conflict din Europa de la cel de-al doilea război mondial încoace. Tensiunile au escaladat la un nivel fără precedent, de la criza rachetelor din Cuba din 1962. Și pentru că NATO deține superioritatea în privința forțelor militare convenționale, Rusia lui Vladimir Putin amenință Occidentul cu arma nucleară.